Ați dormit bine azi noapte? A? Da? Bravo, mă, bravo. Înseamnă că sunteți oameni corecți, nu comiteți infracțiuni. Vă întreb pentru că unii dintre politicieni și ziariști au dormit foarte prost azi noapte. Uite așa au făcut. Uite așa au făcut toată noaptea de pe o parte pe alta. Și asta din cauza doamnei Elena Udrea, care e clar nu are de gând să meargă singură acolo unde este din ce în ce mai clar că va merge. Mă uit la TV și mă minunez. Oamenii din politică sau presă care de-a lungul timpului au venit la mine cu diverse solicitări sau care s-au finanțat din banii celor acuzați de încălcarea legii expun teorii despre justiție, stat de drept, corectitudinea politicienilor, etc. De mâine vă promit serial cu fiecare dintre ei. Până la ora la care am înregistrat noi emisiunea, nu apăruse primul episod din serialul promis. Dar e posibil ca doamna să nu știe cu ce, sau mai bine zis, cu cine să înceapă. Sunt atât de mulți, mulți oameni și mult mai mult cașcaval. Câte sacoșe de bani a împărțit doamna Udrea în stânga, dar mai ales în dreapta. Eu, Elena, sunt foarte bucuros să lucrez cu tine. Trebuie să faci eforturi monumentale ca să nu cazi sub farmecul tău, ca în calitate de coleg. Ești inteligentă, ești frumoasă, ești tenace, ai anduranță la mediul general dezgustător al politicii românești și nu te deranjează vecinătatea oamenilor de valoare, ceea ce înseamnă că vei putea face cu oricine echipe de valoare. Vai de mine! Credeți că ar putea să spună despre... Frate, dar... Nu. Despre ăla nu, s-a deconspirat, l-a găsit pe Dumnezeu, nu. A, răducule, dar dacă sare peste ăștia și ne povestește direct despre cum plătea salariile la negru la... Auziți, doamna Udrea, știți ce? Mai bine discutăm aplicat, doamnă. Uitați, am primit aici la redacție un plic cu o întrebare, da? Adică... Ideea e simplă, doamnă. Să se îngrijoreze și cei care doar v-au închinat ode. Adică cei care au fost cu minți, v-au pupat atunci și nu vă atacă acum. Ei sunt vizați? Uitați, în această scrisoare vă întreabă doamna Lavinia Șandru. Dânsa este jurnalistă, mă rog, își spune așa, la televiziunea Realitatea TV. În fine, ce mai e acum Realitatea TV? Și a prestat pentru dumneavoastră în campanie următoarele laude. Sunteți frumoasă, sunteți deșteaptă, sunteți luptătoare. Nu v-ați plecat capul în fața nimănui și nici privirea când v-au atacat toți. Aoleo, doamna Udrea, doamna Udrea, ce vă mai plăcea răsfățul ăsta cu de toate? E, doamna Lavinia și Andru vă întreabă prin noi, procurorii ăștia oricum ascultă, dacă are de ce să-și facă griji. Până la urmă, ce a făcut femeia? V-a zis o poezie, nu? Ăsta e un act de cultură. Mi-l aduc aminte pe Nichita Stănescu, care avea la finalul unei poezii rugare următoarele versuri: dăm, Doamne, victorie, ajută-mă să-mi înving dușmanii, pielea de pe mine, marginea, orele, anii. Atunci când am citit prima oară această poezie, mă întrebam oare la ce se referea Nichita Stănescu. Eu cred că Nichita Stănescu s-a referit la ziua de ieri și la ultimele zile prin care ați trecut dumneavoastră.